Începând cu săptămâna viitoare, toți cetățenii României vor beneficia de dosare electronice de sănătate, în care medicii vor fi obligați să completeze datele medicale ale tuturor pacienților pe care îi consultă. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a fost aprobat proiectul de hotărâre de guvern care cuprinde normele metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului. Mai mult decât într-o simplă fișă medicală, în dosarul de sănătate se pot introduce orice informații pentru sănătatea pacienților. Aceștia vor putea să acceseze oricând doresc acest dosar cu ajutorul unor parole pe care medicul le va înmâna. Pacientul poate să vadă dacă cineva a accesat dosarul, ora, ziua și IP-ul calculatorului de pe care s-a efectuat această acțiune.